În calitate de mireasa săptămânii aleasă de băieți, Isabela a decis că va petrece noaptea cu Raul, iar aseară își putea revendica premiul. Isabela, poți ajunge în casă, dar în această noapte te bucuri de premiul câștigat și așa cum ai ales, petreci noaptea cu Raul până după micul dejun. Câștigătorul teascului din această seară pleacă la de la ora 8 și vom trezi la ora 7. Până atunci însă suspans. Adem, vă treziți la 7 direct. Isabel, poți alege. Da. Păi nu, petreci noaptea cu Raul până după micul dejun. Eu cred că să închid dușile. Raul! Raul, rămâi aici! Du-te și ia-ți ce... Pa. Pa. Am ceva de clarificat. Nu era. Hai. Raul, du-te, ia-ți de dormit, ia-ți de spălat pe dinți, ia-ți deodorant, ia-ți chestii. Și nu, dacă mai vreau. E rău, Isa! Păi rămâne aici! Păi știu! Ah, ok. Și vii tu aici. Nu, el în casă la noi vine. Ce-i baiul? Vine aici, las. Ce-i baiul? Care mai sunt ok? Ce-ai pățit? Vezi că vine Raul. Da, l-am ales din alte cauze, doar să am... Că și el mi-a zis astăzi, dar iar s-a enervat. Mi-a zis că m-a chemat să vorbim ceva, dar nu m-a chemat. Mi-a zis să merg înăuntru și am zis că mă duc să fumez și s-a supărat. Ca de obicei. Și să am de clarificat niște chestii cu el, ca să nu fie discuții. El crede că vorbi cu mine, el crede că tu faci chestiile cu Ciulo intenționat. Nu fac intenționat. Și până la urmă am zis, nu vreau să mă pronunț sau să zic ceva. Nu. Plângi? Nu. Nu, dar zic așa, nu fac nimic intenționat. Intenționat a făcut el cu Ramona și se vedeau alea că erau direct pe față. Eu nu fac intenționat. În primul rând, eu nu sunt genul să mă folosesc de o persoană și n-am de ce să mă folosesc de Ciulo ca să-l uit pe Raul, că n-am avut nici relații, nici nimic cu Raul ca să le fac intenționat sau să-l fac gelos sau ceva de genul. Că nu e ca și cum s-a despărțit Raul de mine sau... Nu, nu am avut relație. Cunoașterea a fost mai mult, nu știu, numai discuții. Și consider că am dreptul să cunosc pe cine vreau. Da, normal. Chiar dacă intru într-o relație și peste o săptămână ies, dacă vreau peste două luni să cunosc sau peste o lună un băiat, pot. De asta sunt aici, nu? Dacă vrem să stau singură, putem stau și acasă. Dar să vedem cum reușeau să converseze Isabela și Raul în situația dată. Ce faci, Raul? Ce ai vrut să vorbești cu mine? Ce vreau? Da, am vrut să vorbesc ceva cu tine, dar dacă... Păi da, am zis că merg așa... la fumat, nu, și după... Erai cu Ștefan acolo, mi se deranjez, nu, adică genul e aiurea, adică ce vrei, pe bune. Te iau de lângă om, eu mie mi-ar plăcea să iei cineva de lângă. Se vede urât și ce zic. Da, iar dai niște pastile care da, nu cred că... Da, nu-ți dau pastile, dar dacă ieși lângă el în permanență, vrei să vin să te iau, ei să hai vină cu asta să vorbim pe bune. Se vede urât, păi ce vrei? Eu nu am înțeles că tu vrei să vorbim păi ceva. Păi de ce ai zis? Că ai zis la mireasa din culise, ai zis că Raul a vrut să-mi zică ceva, dar nu mi-a mai zis. Vreau să vorbesc cu tine. Nu, am zis că ai vrut să-mi zici despre nu, chestia tu ai zis pe care... Atunci, că după Raul, gală știu ce vorbesc. Ai zis după gală să-ți zic. Nu, am zis la mireasa din culise că Raul a vrut să-mi zică despre chestia lui cu plămânii sau cu ce are și nu mai a apucat să-mi zică gravitatea da, stării lui. Așa zis că eram în gheață. Poate să confirme, nu știu, cred că era, da, test era. Nu mai știu că era și acolo. Știu ce vorbesc, Raul. Crede-mă că știu da, ce vorbesc. Nu ți-am mai zis, pe asta. Nu ți-am mai zis, urma să zic. Și legat de... Ciulo, nu fac nimic intenționat care da, să... Da, nu mă interesează. Păi așa am auzit că zici prin casă din că fac intenționat. Mea, nu cred că poate să confirme, nu știu dacă confirmă fetele. Nu vreau să mă cer cu tine seara asta, dar bună. Nu eu cred dacă că... puteam, mă lăsam pe Ciulo să vină aici, da? Deja scria Raul pe plasmă. Asta nu-ți înțeleg intenția asta, adică mă alegi pe mine și asta nu am înțeles. Te-am ales pe tine, dar ca să clarific niște chestii cu tine, da. Da, dar lucrurile când vrei să le clarifici, vorbești doar tu cu acea persoană, când ai ceva de clarificat. Nu mă deranjează că sunt fetele aici. Poate pe mine mă deranjează. Pe mine nu mă deranjează. Eu nu vreau să discut lucrurile astea. Și atunci nu mai vorbim toată seara. Nu mai vorbim. Cred că am făcut o alegere greșită. Foarte da. Păi da, păi dacă faci alegeri de astea și eu te chem să vorbesc ceva cu tine și tu stai că el bot în bot și vrei. Nu am ce să vorbesc, nu. Dar nici eu n-am ce să vorbesc.
Acum dacă vorbesc cu cineva se interpretează ca și cum aș face... Da, dar astăzi la cei la mireasa din culise nu îi vorbesc cu cineva, au fost altceva acolo. Și dacă... te deranjează? Nu mă deranjează, dar te exprim că dacă vorbesc cu cineva, aici nu e vorba de vorbi cu cineva, acolo te exprim altfel. Nu știu cine mai era lângă mine când am vorbit și astăzi cu Raluca și am zis că nu mă pronunț, îmi place Ciulo ca și om cum e, că e fix, nu știu dacă ați observat, dar este gen cum sunt și eu. Nu știu dacă ați observat vreuna dintre voi, dar așa este. Adică eu un așa consider. Dar nu m-am pronunțat că îmi place, nu m-am pronunțat că vreau o cunoaștere. Dar nici nu mă interesează. În partea mea să-ți dea Dumnezeu ceea ce-ți dorești tu. Păi văd că te cam interesează. Crede-mă, ceea ce-ți doresc eu ție să-mi dea și Dumnezeu mie. Mi-a dat răspunsul. Ce a zis? Că a dat răspunsul Ciulo. Că mi-a zis că îi place gen felul meu și ce am zis și eu de el. Și că n-am de ce să mă feresc. Foarte bine. Dar pe tine te cam deranjează. Da, așa mi-a zis că mă simpatizează. Eram eu, spuneam. Nu fac, să știi, nu da, fac nu să te fac gelos, că n-am avut relație, cunoașterea a fost mai mult discuții. Și acum ce facem, reproșezi? Păi nu, da, îți spun. Păi eu nu cred că a fost numai discuții în cunoașterea. Ba da. Eu nu consider asta, ba că dacă da. Era să fie asta, era de mult gata cunoașterea. Știi bine amândoi lucrul ăsta, dar nu mă interesează chiar. Păi era gata din partea mea, mai de mult. Ești atât de bine, bine dispus, încât nu vreau să stric starea, spun sincer. Nici eu nu vreau să-mi o stric. Sunt foarte bine dispusă. Și dacă tot era bine dispusă, Isabela a fost și pusă pe glume ceva mai târziu. Vino, Raul, la ei să ne petrecem această noapte minunată. Vino aici. Doamne, că mă și simt în puls acum. Dar nu stai aici, Doamne, nu ești în plus, Doamne, ferește. Ce ai, măi, fată, cum să fii în plus? Dar să știi că nu dormim în același pat. Da, măi, ți-am zis eu că dormim în același pat. Dacă acolo m-ai întrebat în care pat dorm, păi nu ți-am zis că dormim în același pat. Păi nu, Doamne, ferește, nu dormim în același pat. Îți pregătesc eu un pat, dacă vrei. Auzi, te-ai foarte urât, Doamne, ferește, parcă ți-am cerut eu să dormim păi în pat. Păi nu, dar să nu dormim în pat. Dar se vede urât, adică și ce zic, da, Doamne, ferește, pe bune. Adică pe bune. Nu mai da așa, cu dai urât. Nu vă certați, copii. Dacă ți-am zis că dormim are periniță? Îi luăm din sufragerie. Îi luăm din cameră de la Diana. Se pare că vreau să dorm cu tine, pe bune. Sau, ok. Da. Că ele au perne. Mă duc eu acum sus, îi pregătesc eu un pat. Pe peretele aici unde sunt liber, pe pat peretele meu. I-am pregătit și eu. Am luat toate alea după pat, doar trebuie să-i pun pernă, periniță. Păi te las pe tine atunci. Pe care pat mă duceți tu, în capătul camerei acolo? Nu mai, ăla de lângă ușă, să nu dorm pe ăla tare. Eu dorm în capăt de tot și tu pot nu pe ăla. Ăla gen lângă mine, eu sunt aici și tu ești gen în fața mea. Să nu mă deranjezi de dimineață, să nu vii să mă trezești. Foi, să mă... Mă, dacă nu mă zăpăcești, hai, Raul, vino aici. Dă pierna cu aici. Hai, gata, că nu vreau să mă rupi. Băi, terminați-o, frate, bărcoasă. Vezi că de pisi paharul ăla de jos. Lasă că mă... Lasă aici. Lasă aici. Haide, haide. Lasă că așa, domn, să-mi vreau picioare. Ascultă-mă, ascultă. Lasă-mă să mură. O să mă, că bă, frate! Raul. Lăsați-mă. Raul, nu mai fi copil. Pe bune. Da, nu ți-am dat cu perna în cap. Bă, Raul, pe bune, o dai impenibilitate. Nu ți-am dat cu perna în cap. Ferească-mă Dumnezeu. Se vede că ai 10 ani. Păi taci pe bune, că nu, orice scos pe gură... Păi, frate, ai zis să nu dormi pe patul. Am venit aici. Păi și când a dormit? Și când a dormit? Nu v-am mai certat aici. Asta zic și eu. Și când a dormit Mihai, la fel am dormit greu. Ți-am zis să vii aici. Și ești Ionela. Cine eu? Nu, Raul. Bă, ieși din cameră că mă enervați. Ce ai tes? Păi, dar vorbiți în altă cameră, că m-ați trezit din somn. Îți dai seama ce-am făcut. Dar lasă-i să vorbească dacă asta simt să facă. Până la urmă avem un date. Până la urmă și gata, a scos chestia asta cu dormitul. Păi și trebuie să vorbim. Păi, beauty. Dacă vreau să vorbesc, vorbesc până la 5 dimineața. Ca idei.
Izabel, fă-mă și pe mine să înțeleg. De ce l-ai ales, când și de ce l-ai ales pe Raul să vină, să-l invit să doarmă alături de tine? L-am ales pe Raul să doarmă alături de mine, adică nu, a fost distanță. N-am dormit unul lângă altul. Da, camera ta, na. Da. Când? Când? Da. Când a fost chestia că am câștigat eu cu Mihai. Deci vineri tu ai anunțat că să doarmă Raul. Păi nu mai știu când ne-a anunțat, sâmbătă? Când ne-a anunțat? Vineri în gală. Păi nu, vineri în gală și după eu am zis că o să-l aștept. O să-l aștept oricât ar fi, nu? Atunci era impresionată că era rău și ce ai zis? Să-i faci o bucurie. Nu, dar am vrut să-l aștept să petrecem noaptea. Pentru că am vrut să vorbesc ceva cu el, aveam niște lucruri. Și l-ai cercat să mă bagi în ședințe. Cum am ajuns aici direct în ședință? L-am băgat un pic în ședință. S-a venit și la spital. Știți că, adică nu știu dacă a stat vreodată în spital. Pe bune, numai somnul se numește ăla. Da, după nici el nu m-a lăsat să dorm. Că a aruncat cu pernele. Mi-a bătut cu pernele. Mi l-a luat pe Vasile. Și s-a plecat. Și a plecat. Am venit-o și pe Pet. Foarte nervos. Păi crezi și eu. Mamele trec au asistat și ele la convorbirile noastre. O fost frumos. Așa. Da, și am considerat că a fost cel mai ok să-l aleg pe el. Ca să și vorbim și nu mi se părea, nu știu, normal să aleg pe cineva momentan. Pe altcineva? Da, pe altcineva, da. Pe cine? Păi, nu știu, zic așa că nu era ok, nu știu. Da, s-a schimbat și la tine că vorbești așa, zici că nu ești tu. Ce vorbești așa pisicos? Sunt mult mai calmă. Ești mai calmă? Da, am băgat niște lucruri la cap. Trebuia să le bag de când... Trebuia să le bag de când am venit aici și consider că Dar mi-e mult mai... Dar când s-a întâmplat schimbarea asta? De câteva zile. Am primit niște scrisori și în scrisorile alea, nu știu, m-au motivat. Și în scrisorile alea ți se spunea și de Ștefan, cumva? Nu, momentan nu am primit nicio scrisoare, oricum săptămâna asta n-avem voie să primim. Dar consider că mi este mult mai bine să fiu calmă, să nu mă mai agit. Stați un pic, el e ciulo? Da. Da, așa ți se spune ție? Da, așa mi-au pus porecla. Ei ți-au pus, da? Bine. Bun, dar să spunem că mama îți scrie când se dă drumul la scrisori și spune, dragă Izabel, noi considerăm că Ștefan, zis și ciulo, nu ți se potrivește. Bagă-ți mințile în cap. Nu cred că mi-ar spune chestiile astea. Nu, nu ți-ar spune cu bagă-ți mințile în cap. Nu, nu cred că ar avea ceva împotriva lui. Sau altfel. Izabel, iar te grăbește. Nu cred că ar spune așa, doar ei îmi dau niște sfaturi și după eu urmăresc să văd dacă sunt ok sau nu, dacă îmi sunt bune. Și despre Raul, mi-au spus să rămânem amici, dacă nu s-a putut mai mult. Ia-o-ți, Raul.